Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții la Hunedoara 1 TV. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, în fiecare dimineață eu cunosc oameni noi sau prietenii mai vechi care vin alături de mine aici la Dale Dimineții să vedem ce se mai întâmplă, ce au mai făcut sau ce fac sau pe cine întâlnesc ei la rândul lor în ziua, în fiecare zi, în viața lor de fiecare zi. Și e de fiecare dată așa ca o binecuvântare de la Dumnezeu când vedem că lucrurile merg înainte, nu înapoi. Pentru că ne-am săturat să tot mergem înapoi. Deci ești rac, mergi cu spatele. Da, dar aici și cu spatele mergi tot în față. Vă salut și astăzi o să fie o zi specială. Bine, la mine fiecare zi din viața mea e o zi specială, dar astăzi o să fie și mai specială. Înainte să fac prezentările, vreau să dau citire la două fraze. În viață, pasul următor este cel mai greu. Nu vei ști niciodată ce va urma. Dar atunci când ai oameni lângă tine care pot să te îndrume, când ai oameni lângă tine care știu exact ce trebuie să faci în pasul următor, atunci lucrurile în viață se schimbă. Un astfel de om care îndrumă în fiecare zi, pas cu pas, pentru că vorbim despre step by step, pas cu pas îndrumă copii și alături de copii părinți, este această femeie minunată pe care, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, pot să-i spun prietenă. A revenit aici la Dale Dimineții și îi mulțumesc. Bună dimineața! Bună dimineața! O bucurie mereu să fiu alături de voi, mai ales că suntem în vacanță și toată lumea e mai relaxată și mai bucuroasă și mai prezentă la emisiunile tale, care sunt delicioase și savuroase și pline de oameni dedicați și minunați. De asta ne bucurăm că facem parte din elita invitațiilor tăi. Eu vreau să spun că faceți parte din familia mea, pentru că deja toți oamenii care trec pragul acestui emisiuni, să spunem așa, și în fața ecranelor și în spatele ecranelor, deja fac parte din familia mea și încerc să vreau să cred că reușim să lărgim acel cerc în care ne dăm mâna și schimbăm pas cu pas lucrurile de lângă noi. Și o avem alături de noi aici la Dale Dimineții pe Ramona Oltean, dragii mei, profesor învățământ primar, școala gimnazială Andrei Șaguna Deva. Și aș mai putea să citesc: metodist ISJ, adică Inspectoratul Școlar Județean, formator național, responsabil de cer pedagogic pentru alternative educaționale în județul Hunedoara. Și cred că aș putea să stăm 50 de minute să povestim despre tot ce face această femeie minunată. Dar astăzi nu vom vorbi despre calificarea profesională a doamnei Ramona Oltean. Astăzi vorbim de calificarea sufletească a acestei femei minunate. Pentru că alături de domnia sa, în platou, avem doi îngeri. Și Teodora Stamatin, bună dimineața, Teo! Bună dimineața! Și David Birtoc. Bună dimineața! Și mi-a ieșit, n-am botezat pe nimeni. Ei au absolvit clasa a treia C, steluțe, a școlii gimnaziale Andrei Șaguna din Deva. Bună dimineața, Rosi, și îți mulțumim că ești alături de noi. Rosi e alături de noi la butoane. O să avem și poze, dragii mei, în timp ce vorbim. Și o să fie așa o dimineață de vară. Dulce, vreau eu să cred, pentru că tot ce fac acești oameni minunați, și așa cum am spus, vreau să insistăm, învățătorul, copiii, dar și părinții, asta e minunat aici, că alături de acești copii, nu doar cei doi,
pentru că ei sunt mult mai mulți 20. Acolo. 20. De 20. 20 de steluțe. Și să începem cu sfârșitul primei povești, să spunem așa. Noi ne-am întâlnit anul trecut. În ianuarie. Așa. Ne-am întâlnit în ianuarie și au trecut 6 luni. 6 luni pline de evenimente frumoase, de suflet. Evenimente care conturează parcursul steluțelor de la clasa a treia C, Step by Step, Școala Gimnazială Andrei Șaguna. Steluțe care în fiecare zi fac viața celor din jur mai frumoasă, mai interesantă, pentru că au dascălii ce îi cârmuiesc și îi îndrumă spre un drum frumos, deloc ușor, dar întotdeauna ce e ușor nu aduce rezultatele așteptate. Noi facem de regulă lucruri puțin mai complicate, însă la final ne bucurăm de rezultate speciale. Așa am făcut și cu sfârșitul de an școlar, pe care aș vrea să-l detaliem astăzi aici, pentru că aș adresa o întrebare. Hai să spun așa, eu nu mai sunt adepta speech-urilor și în general în întâlnirile pe care le am, atât serbări, deși ele nu sunt serbări, sunt întâlniri de suflet, așa le numim noi, la Crăciun sau știi că ultima dată am vorbit despre cutia cu fericire. Acum am trecut un pic la alt nivel și o să vorbim despre o lansare de carte pe care am inițiat-o acum 6 luni de zile și o să povestesc cum, dar voiam să spun că speech-ul meu de la întâlnirea cu părinții din iunie a fost ce ai făcut în clasa a treia, adică a fost o întrebare. Aș vrea să ne spună și telespectatorii noștri, dacă au timp și amintesc, ce au făcut la finalul clasei a treia. Eu, să știți că nu mi-am amintit, părinții și ei în sală, uitându-mă la dumnealor, nu mi s-a părut că și-ar aminti ceva că au făcut. Eu cred că am fost premiată, că atunci se purtau premiile într-un anume fel și atât. Chiar nu mi-amintesc nimic, nu am o emoție cumva lipită de suflet, dar cu siguranță mi-aduc aminte sfârșitul clasei a treia alături de steluțe. Un sfârșit de clasa a treia care aș putea spune că nu este chiar în faza finală, ne aflăm încă în partea de punct culminant, deznodământul nu s-a întâmplat, știm că există cele 5 momente importante ale subiectului pe care o să le mai detaliem pe parcurs. S-a întâmplat o lansare de carte alături de steluțe, alături de părinți, alături de invitați. Am avut invitat special pe doamna Isabela Hașa și un elev de clasa a 8-a. Vreau să ne înțelegem. Nu e o lansare de carte cum vă imaginați. Îi salutăm pe toți cei de la Biblioteca Județeană, sunt prietenii noștri, o echipă minunată condusă de domnul manager Sebastian Bara și noi, cei de la Hunedoara 1 TV, suntem mereu alături de tot ce se întâmplă acolo la Biblioteca Județeană și mergem la foarte multe lansări de cărți. Acum stați să vă spun ceva. Nu vorbim de o lansare de carte normală, adică eu am aici... Estelară. Estelară, dragii mei. Adică vorbim de o lansare de carte a copiilor. Cele 20 de steluțe de la clasa Step by Step... 9 ani. La 9 ani copiii au scos o carte. Au publicat, dragii mei, o carte. Am brațele pline de cărți. Eu așa ceva n-am văzut în viața mea. Fiecare dintre ei a publicat o carte. Acum eu nu prea am înțeles cum la 9 ani poți să scrii tu, un copil de 9 ani, câtă experiență poți să ai să scrii o carte. Nu, acum dumneavoastră a scris o carte? Eu vă întreb, nu sunt răutăcioasă, dar câți dintre dumneavoastră ați scris o carte? Asta e un lucru deosebit, spun eu, și care ar trebui să ajungă la fiecare dintre noi. Și că au scris-o, ar scris-o, dar au și publicat-o, asta e foarte interesant, și mai vorbim că au și despre autor. Adică copiii ăștia pleacă cu 10 pași înaintea multora dintre noi. Adică eu, cu mâna pe suflet și pe inimă, recunosc că înaintea mea cu 100 de pași. Adică
e altfel și când spun că e altfel, viața presupun că da. E altfel în clasa steluțelor. E altfel. Lansarea de carte poate fi numită o activitate de învățare pe care programa școlară la limba și literatura română ne-o sugerează. Este un șir de activități sunt un șir de activități de învățare acolo, la competențele specifice, prin care valorizăm cartea sau apreciem valoarea cărților, creăm texte creative, ne bucurăm, iată, deja pe vedem minunățile create de copii. Deci această lansare de carte vine ca o activitate de învățare cuprinsă în programa școlară. Am gândit-o eu la nivelul clasei steluțelor altfel, pentru că ei sunt copii care timp de un an au promovat o grămadă de alte cărți, ei citesc zilnic, citesc foarte mult, avem un carnețel de cititor performant în care ei aduc ce au citit în fiecare seară și în câteva rânduri ne și prezintă. Au rubrica povestitor performant pe lângă cititor și povestim și acolo fiecare copil își alege să ne prezinte. Odată la 20 de zile îi vine rândul, pentru că sunt 20 de steluțe, să ne prezinte ultima carte citită sau cartea, o parte din cartea citită. Noi nu ne-am apucat să scriem cartea pur și simplu. Ea vine în urma faptului că noi am luat pas cu pas, exact cum spui tu, limba și literatura română vrem să fie perfectă pentru copiii noștri și ne dorim ca ei să aibă niște abilități deosebite în viață, în special acela de public speaking, să poată să argumenteze. Ați văzut, evaluările naționale înseamnă argumentare foarte multă și mulți copii se poticnesc acolo pentru că nu ne vin ideile și nu ne vin cuvintele atunci, într-un timp foarte scurt, într-o presiune a examenului. Noi îi pregătim pe acești copii încă din clasele mici să facă față unui astfel de moment cu brio, să nu mai aibă emoțiile respective, să vină în fața clasei, să-și asume rolul de vorbitor asumat, pentru că nu te duci undeva să vorbești incoerent, agramat, tu ți-asumi niște lucruri pe care le tot repeți timp de 5 ani în alternativa step by step, da? Noi tot repetăm și ne focusăm pe vorbitul corect, coerent, pe modul în care ne facem plăcuți și cum ieșim în fața celorlalți prin lucrurile frumoase pe care le facem, prin a lăsa urme frumoase și ei la rândul lor învață să lase urme frumoase de la noi, dascălilor, de la părinți, de la societate ar trebui să învățăm și noi creăm mici societăți, comunități cu care ne vom mândri. Deci toate lucrurile acestea, până la a scrie o carte, am pornit de la rubrici create de mine, nu există niciunde. Le-am gândit eu pentru clasa steluțelor, rubrica povestitor performant și cititor performant și de acolo ei au creat cărticelele personale la sfârșit de clasa a treia, despre care o să vă povestească. Cei doi invitați ar fi trebuit să venim cu ploaia de stele, de ploaia de 20 de steluțe, însă nu ne permite nici timpul și nici spațiul, dar probabil pe parcursul anului viitor o să mai aducem steluțe să le prezentăm în funcție de ceea ce ei vor realiza. Eu am avut 100 de întrebări pe secundă, pentru că în timp ce vorbeam, așa e? Și înainte, de când am aflat de la colega mea Petronela, pentru că noi, deși nu vorbim în fiecare zi cu Ramona, îi urmărim activitatea pe Facebook și, așa cum am spus, eu personal rămân surprinsă și întreb mereu ce se întâmplă acolo la step by step, ce a făcut Ramo din nou, cum să-ți vină ideea să provoci așa, da, să provoci lucru. Copii și părinții în egală măsură la o asemenea provocare să scrii o carte. Am înțeles de la Ramo că... Vă povestesc dacă vrei cum am pornit. Da, începem așa. Nimic nu e întâmplător în viață și urmează povestea lui... povestea Ramonei. Pentru că eu cred și știu și nu sunt singura că în viață toate lucrurile se întâmplă exact așa cum trebuie și când trebuie. Și invitata mea a forțat destinul, pentru că acești copii au primit nu o temă, adică nu i-a spus, tu scrii despre copac, tu scrii despre vise. Soarta, destinul a făcut să ajungă
fiecare să scrie exact, ceva. Exact, să scrie ceva. A fost o idee a unui joc. Jocul se numește Povestea vieții mele. Este un joc cu cartonașe, jetoane, carduri, cu imagini. Este un joc pe care eu l-am achiziționat în urma conferințelor la care tot particip prin țară și mi s-a părut extrem de util la clasa mea. Fiecare a extras cartonașul, ele erau toate așezate cu fața în jos, adică nu știa nimeni ce își va alege, exact destinul a fost cel care a primat, pentru că altfel și-ar fi ales probabil toți copacul cu inimioară pe care David l-a extras, a fost generos destinul cu tine, a avut și o imagine frumoasă de la care a pornit, sau mă rog, toate au fost până la urmă, se pare, frumoase și nu frumoase, că ele au fost interesante și provocatoare, că frumos e așa, frumoasă e vremea de afară. Deci au întors cartonașul și l-au extras. Unii au fost dezamăgiți în prima fază și au zis, vai, se creează o poveste dintr-un pește pe uscat undeva, după se vedea o furtună și o să vedeți că s-a creat și de acolo. Aici cartonașul a fost cu vulpea respectivă, care e vulpe, raton, ciofi, David Zvânc a văzut-o ca o vulpe înțeleaptă și am zis, serios, ai transformat vulpea într-o persoană înțeleaptă, mă rog. Pentru că știm că vulpile sunt și rete, ele sunt înțelepte, da, așa, cu ghilimelele de rigoare. Și au transformat fiecare cartonașul, pe care nu l-am impus, l-au nimerit, dar este un text de scriere recreativă, pornind de la cartonaș și de acolo ei și-au creat personajele și o să vedem în poveștile lor că se regăsesc ei prin alte personaje. Ei și-au povestit majoritatea, cei care fac sport au povestit despre cum un băiețel face sport, dar pune pe primul plan și școala cumva și l-am regăsit acolo pe Mihai. Aici este vorba despre Luana, care iubește să creeze versuri. Luana creează versuri într-o pauză. Noi vorbim despre ceva, ea deja a făcut versuri din ce am vorbit noi. Atât de bine stă, are și nativ o mămică ce a fost profesor la bază de limba română. Elevul cititor este elevul care a câștigat trofeul cititorul anului de la Biblioteca Județeană, mențiune, nu trofeul mare, dar a citit peste 70 de cărți la clasa a treia, ceea ce mi se pare wow, trebuie să mă ridic în picioare și să aplaud. Sigur, în clasa a treia n-am citit 70 de cărți, alții poate într-o viață nu le citim. Da. Așa că ei au pornit de la acel jetonel cartonaș și au creat timp de 6 luni această poveste. Pe parcursul celor 6 luni au existat întâlniri în care noi am spus, e bine cum ai pornit, am corectat greșeli de ortografie, așezarea textului în pagină, grafică, desene, copiii și-au creat propriile desene. Cei mai talentați la artă au avut această posibilitate de a-și pune amprenta cum au considerat ei, dar ținând cont de programa școlară, ținând cont de ortografie, de punctuație, de așezare, de creativitate și au fost fericiți. Eu asta vreau să observăm, cât de fericiți sunt ei că fac lucrul acesta, pentru că, nu știu, cel mai important pe lumea asta este să faci ce-ți place. Acum, eu îți dau dreptate. Da. În totalitate de 100%. Că sunt invitata ta și nu invitații ne purtați frumos. Nu prea, nu miasă. Ideea e alta, Ramo. Da. Pentru a ajunge să facem ceea ce ne place, în primul rând trebuie să descoperim ceea ce ne place. Asta e ideea. Povesteam cu o altă invitată într-o altă dimineață, cu Adina Popa. Noi, adulții, maturii zilelor noastre, nu am avut parte de o astfel de îndrumare. Am făcut ce au considerat părinții care ne-au vrut binele, nimic de zis, jos pălăria. Atunci când am terminat clasa 8-a, ne îndreptau după posibilități să-ți faci o meserie. Vei merge și la facultate, dar să-ți faci o meserie. Învățător, profesor, asistent, erau acelea licee de meserii. Și toată lumea te îndruma, erau examenele foarte grele. Să nu uităm că foarte mulți dintre noi, adulții din 2024, să nu spun altfel, că am întâlnit pe cineva la Vața de jos duminică, mi-a spus că suntem născuți mai de demult, să nu spunem că suntem bătrâni. Mai vintage, dar prețioși. Așa și prețioși. Nu am avut alături de noi oameni deschiși, open mind, să ne ia de mână și să facem pas cu pas către necunoscut într-o altă viață și într-un alt fel, într-un alt mod. Asta e ideea și vreau să înțeleagă telespectatorii de ce
step by step este o alternativă. Se pare de succes pentru că ne suntem tot mai multe clase la nivel județean, la nivel național și suntem mai multe clase pentru că noi cei vechi, pentru că eu, v-am spus, sunt promotor la nivel de oraș. Anul acesta alternativa împlinește 30 de ani de activitate în România și în școala Andrei Șaguna este din 2000-2001. Am fost cea care am încercat să aduc noul, pas cu pas în Șaguna, pas cu pas în oraș, pas cu pas în județ și sunt atât de mândră că mi-am făcut treaba bine și cum am putut și m-am priceput eu la momentul acela, dar bine pentru că am reușit astăzi să fim atât de valorizați și de căutați, pentru că da, facem minuni acolo în grădina noastră frumoasă. Eu sunt convinsă că nu există copil rău. Nu există așa ceva. Toți copiii de pe pământul ăsta sunt minunați. Dragii mei, vă iubesc. Nu doar cei din clasa Steluțe pe sunt toți minunați. Copiii iubim. Toți copiii sunt minunați. Uite, momentul din sărbare, toate școlile, da, am trecut la o altă etapă. O să revenim și la pozele de la cărți. O să le mai reluăm și rugăm pe Rosi și o să ajungem și la povestea acelei sărbări. Toți copiii sunt minunați, toți profesorii fac lucruri minunate. Așa este. Și nu există profesor sau cadru didactic, eu vreau să cred că nu există profesor sau cadru didactic care nu are un dram de dăruire și care... Dar și pune amprenta personală? Exact. Uneori lucrurile nu sunt în direcția în care noi ne-am dori, exact ce spunea Ramona, să facem ceea ce ne place. Poate că nu reușim, din diferite motive, să facem lucrurile atât de speciale. Dar eu sunt convinsă că județul Hunedoara e plin de copii minunați și eu, rând pe rând, vă promit să-i găsim pe fiecare. Astăzi am găsit două steluțe minunate. Înainte să mergem la cei doi îngeri de lângă mine, de aici, de la Dale Dimineții, care s-au trezit așa de dimineață să ne povestească, vreau să dau citire mesajelor. Uite, un părinte care face în viața de zi cu zi exact ce îi place și e tătic, Bălan Cătălin, instructorul de la ansamblu profesionist, instructorul de la corpul de balet al ansamblului profesionist Drăgan Muntean, uite, și el face lucruri minunate în fiecare minunat. Zi. Daniela Enea, bună dimineața, de la ansamblu Hațegana, soția lui Vasile Enea, instructorul de la Hunedoara. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața și o zi frumoasă. Membrii ansamblului Hațegana sunt alături de noi. Tanti Maria Hinț e alături de noi. Bună dimineața, succes doamnei învățători și elevilor. Mulțumim, Tanti Maria. Este o bunică specială pentru că a crescut un copil special care face parte din echipa noastră și o salutăm pe Bianca. Ne bucurăm. Ne spune Talida Sas Birtoc. Cine e? Mama mea. Ne o spune bună dimineața. Deosebită, ca toate mămicile stelare. Și uite, Vasile Hrițac ne spune bună dimineața. Este și noi. Bunicul meu. Este bunicul tău. Doamne, s-a trezit toată lumea. Toată lumea e alături de noi aici la Dale Dimineții. Nu putem decât să ne bucurăm, dragii mei, că să ne urmăriți cu atâta atenție. Să spun despre bunicul, este un om, un umăr la nevoie, un bunic grozav care bunicul este... Teodorei. Da. Un bunic grozav care este alături de copii, în general, de toți copiii județului și a orașului, dar în special de clasa noastră, pentru că are încredere în noi și a văzut că ne zdrobim și ne zbatem să facem lucruri minunate și de fiecare dată este prezent în acțiunile noastre. Când am nevoie de oameni, am oamenii pe care îi sun cu toată bucuria, că știu că nu vor spune nu. Le mulțumesc! Și noi le mulțumim din suflet pentru toată implicarea. Eu așa știu, nu cred, nici nu sper. Eu știu sigur, părinții acestor copii, acestor 20 de steluțe, alături de toate familiile, mătuși, unchi, bunici și știu ce și vorbesc. Prieteni. Și prieteni. Toată lumea pune umărul aici la... Pentru că văd schimbarea, că e alături, e aproape schimbarea în bine.
reușit. Îmi spune Rosie că i-a șoptit o păsărică că vă apucați de teatru sau ceva de genul. Ajungem și acolo, dar mergem prima dată la Teo. Ioana Grosu ne spune bună dimineața, îl salutăm pe Neluțu Miercurean de la Orăștie. Ciprian Drăgan, felicitări doamnei Ramona Olchean, cea mai bună învățătoare. Vă mulțumesc. Mulțumesc că îmi confirmați. Lângă mine începem cu domnișoara, că așa se începe, cu doamnele și domnișoarele. Teo a scris visul. Aleatoriu, dragii mei, o să povestim de teatru, Rosi, nu rămâne nebătută. A primit imaginea de pe copertă, vă spune. Așa, imediat. Stai că vreau să ceresc aici. Dedică această carte tuturor copiilor cu o imaginație bogată și plin de speranță în sufletele lor. Ce frumos. Și revenim. Teo, câți ani ai? 10. De unde știi tu că ai primit un jeton? Da, nu prea ofertant. Sinistru, dacă... Zici că e mintia. Doream să fac o poveste adevărată, dar apoi m-am gândit că nu pot să fac o poveste adevărată. A transformat visul în poveste. Da. Care nici el nu este adevărat în viața reală. Este un vis care îl visez. Dar... Pe care îl visează constant. Ne spui, poți să ne spui câteva cuvinte. Mie mi se pare deosebit că, zice, plin de speranță în sufletele lor. De unde știi tu? Nu cred eu că voi povestiți la școală despre speranța din sufletele prietenilor tăi. Povestim sau nu povestim? Povestim. Uneori povestim, da. Când este nevoie. Când cineva nu are încredere în el la un concurs sau la o evaluare. Când unor este frică. De exemplu, David Birtoc a fost la evaluarea regională la matematică în Arad. Concurs? La concurs de matematică și nu cred că i-a fost. Nu, a avut emoții. A fost ușor. Dar de ce n-ai avut emoții? Pentru că? Pentru că am făcut suplimentar. Foarte mult ai lucrat? Da. Și pentru că exercițiul în matematică aduce și rezultate. Dar tu de unde știi că David n-a avut emoții? Ți-a împărtășit el? L-a întrebat? Nu, dar de obicei el nu are emoții la adevărat. Orice. Pentru că mereu prezintă cititor performant sau meteo, ceva de mate, nu are emoții și mereu mai ne zice o glumă și nu este frică când cineva râde sau... Da. Nu pot, dragii mei, trebuie să dau citire. Exact ca în visul ei, din coșurile de fum ieșau inimioare, frunze, păsări și beculețe pe care piticii le împachetau în hârtii de ambalat colorate, ca și cum le-ar pregăti de a fi livrate. Da. Deci credeți-mă, copiii ăștia, căutați carte. O să... Eu zic să faceți cu vânzare. Da, păi asta voiam să spunem la final, care este deznodământul, că încă suntem în punctul culminant. Deznodământul o să ți-l spun la încheiere, cum gândim. Eu vreau să o întreb pe Teo, tu visezi asta, iubirea mea? Nu, dar am vrut să fie ceva fantastic, adică să nu fie adevărat, să fie ca în desen. Să iasă din coșuri inimioare. Da. Eu cred că o să ne punem, Ramona, toate cunoștințele. Da. La îi chemăm alături de noi. Și să găsim niște furnale din care să facem fum cu inimioare, că căutăm indienii. Da. Mie mi-a șoptit tot o păsărică că tu ai un hobby, printre alte hobby-uri. Citești foarte mult? Da, cam până acum am citit peste 300 de cărți și cam într-un an citesc 60 ceva cam de 60 cărți. De cărți. Cam 60 de cărți. Ai o carte preferată sau un personaj preferat? Da, cartea mea preferată este Școala pentru Bine și Rău, volumul 1, care aproape l-am citit. Are 550 de pagini și am ajuns la pagina 450. Școala pentru bine și rău. Mai și muțim, dragii mei, că n-ai cum, îți pierzi cuvintele. Dexul e sărac. Mulțumesc, revenim, Teo, să mai povestim amândouă. Mergem la
colegului tău. Colegul Teodorei, da, David Birtoc. Iubirea este rădăcina care hrănește copacul vieții. Adică no, ferească nebunul Dumnezeu, dăunește un copil de 9 ani, că fiecare pom are o inimă în pământ. Vrei să explici? Ne povestești. Adică iubirea este esențialul în orice, în viață, și acel moto l-am luat de pe ChatGPT. Super. Că ai considerat că se potrivește cărții, da, tale. Povestea ta este adevărată sau e tot despre... Tot un fantasy, așa? Tot un fantasy. Albinele răutăcioase nu erau răutăcioase deloc. Dar Odin nu știa asta la început. Cine e Odin? Odin este fratele mai mare al lui Timi, care și Timi e tot un băiețel. David, cum vezi tu, făcând abstracție de jetonul pe care l-ai primit, că ai creat o poveste foarte frumoasă, dragii mei, căutați cartea, merită. Deci, cărțile acestor copii sunt lecții de viață. Credeți-mă, pentru noi ăștia maturi, nu vă fie rușine, o citiți pe ascuns. Nu trebuie să vă vadă nimeni cu cartea în mână. Dar copiii ăștia ne-au dat niște lecții de viață prin cărțile astea. Și implicit sunt convinsă că și părinții și-au pus amprenta pe cărțile astea. Și este exact o carte de familie, este o carte de echipă, așa cum toate proiectele în alternativă se întâmplă. Dar te las să continui cu David, David, și apoi povestim. Și povestim. David, aici, deci e un fantasy, da? Da. Cât la sută din povestea asta SF, super fantastică, ți-ai dorit să fie realitate, să o trăiești tu când crești mai mare? Păi, mi-aș dori să fie așa un copac al inimii care să aibă florile, frunzele și rădăcina în formă de inimă și să vorbească, să mai audă și să vadă. Ce l-ai întrebat tu pe copac, dacă printr-o minune, știi că, uite, se mai găsesc, se spune că niciun film nu e creat de la zero, că undeva există o sămânță de adevăr. Așa vrem noi să credem că supereroii, cei șapte magnifici, există undeva în lumea asta. Dacă prin jungla, nu știu, amazoniană, acolo găsim, am găsit copacul vieții, nu știu. Copacul, da, inimii. Ce ai vrea tu să îi spui sau ce ai vrea tu să-l întrebi? Aș vrea să spun, ai apărut așa din senin sau te-a plantat cineva? Ar ajuta copacul inimii pe cineva, crezi tu? Eu zic că da. Pe cine? Cam ce ar putea? Cum ar pe toată lumea, cine este supărată și să poate s-a despărțit de soția lui sau de... Deci care are o dramă sau are o perioadă mai tristă, dacă ajunge sub copacul inimii, deja e mai bine, așa? Da. Îi oferă o nouă șansă. Da. Rosi aplaud, dragii mei. O telespectatoare ne scrie: felicitări, sunteți diamante, o să fiți oameni mari. Sunt deja oameni ați mari. Ați auzit? Ce frumos! Se numește Maria Dan Ciocan. N-o știm pe doamna. Mulțumim pentru comentariu. E impresionant. Copiii spun lucrurile altfel, dragii mei, într-o altă formă. David Andrei Birtoc a început să scrie această poveste la 9 ani și a împlinit 10 și 13 zile de la data lansării acestei cărți. Îi place să meargă la școală, îi plac benzile desenate, înghețata matematica, Robloxul. Robloxul. Stați-o, că avem un cuvânt pe care eu nu l-am întâlnit. E un joc. Și notul. N-o să ne povestești imediat. Visează să ajungă celebru și polițist sau profesor de matematică. Da. Maică! S-a bucurat de fiecare minut petrecut la scrierea poveștii și ar fi extrem de fericit dacă ai citi-o și tu. Aici am vrut să ajung. Am dat citire ce scrie pe spatele copertei. E o contradicție, polițist, profesor de matematică. Profesorul și celebru. Profesorul de matematică ajungem. Și celebru și polițist uneori. Vreau să întrebăm și pe Teo, mai îmi dai o dată? Da. Tu ai scris, sfârșit, tu nu ai aici despre autor, nu ți-ai făcut nicio caracterizare, dar în cuvintele tale, cum te-ai caracteriza? Dacă poți, în această dimineață, trebuie să înțelegem că acești copii sunt în vacanță și i-am trezit cu noaptea în cap.
cum te-ai caracteriza pe tine, tu pe tine, așa în câteva cuvinte? Păi, am o familie iubitoare care mereu mă susțin și mă ajută la proiecte dacă am nevoie. Îmi doresc să ajung polițist, deoarece și unchiul, dar și bunicul meu au fost polițiști. Și... și este un copil extrem de spontan, creativ. Este mâna mea dreaptă, aș putea spune, în sala de clasă. De fiecare dată te o simte când am nevoie de ajutor. Și dacă nu o chem, vine și spune: doamna, vă ajut eu. Deși nu o chem, repet, suntem ca o familie, ne simțim, ne luăm cumva grijile unul altuia din mână. Este mare lucru și asta cred că doar în cele 8 ore de stat la școală, timp de 4 ani până acum, se poate întâmpla. Pentru că altfel simți viața școlii, că de fapt este simți la școală cum? Ca și? Ca și acasă. Ca și acasă. Da. Apropo de familia lui Teodorei, Petronela se uită la emisiune, o salutăm. O salutăm și o îmbrățișăm. Și sunt convinsă că și Dani se uită la emisiune, unul din polițiștii. Și pe domnul Dani, amintit mai devreme. El are un alt hobby. Știm. Și a fost la noi la clasă. Este apicultor. Și ce frumoasă lecție ne-a prezentat. Și o să-l rugăm să vină în curând alături de noi. Da, foarte frumoasă prezentarea. Mulțumesc, Teo. Mulțumesc, David. O să ajungem și la partea cu ce vreau să mă fac când cresc mare și vreau să-mi povestiți. Uite, aveți timp până eu povestesc cu Ramona despre alte lucruri minunate. Voi aveți timp să vă gândiți, să-mi povestiți de ce v-ați ales aceste meserii până la vârsta de 9 ani. Că cu siguranță veți descoperi și alte provocări în viață când veți mai crește. Dar avem timp să ne gândim până, uite, eu povestesc cu... doamna învățătoare. Da, Ramona, e perfect să-mi spui. Așa mă simt de bine și copiii îmi spun Ramona dumneavoastră, e așa îmi zic. Ramona dumneavoastră faceți? Adică au acea doză de prietenie și respect. Așa o consideră ei și mi se pare minunat ca un profesor să se simtă așa în jurul copiilor. E o lumea noastră. Dincolo de orice metodă de predare conform standardelor impuse. E clar că ești un om altfel. Mulțumesc. E clar că noi povestim și știm deja că dorința oamenilor altfel, din categoria din care mi-ar place să cred că și eu fac parte, e de a schimba cumva societatea. Eu, mai mult sau mai puțin, am această putere. Tu ai această putere. Și de ce spun asta? Acești îngeri care de-a lungul generațiilor trec, aș zice, prin mâinile ei, prin mintea ei, prin sufletul așa ei. Așa e, cu sufletul. Dai o șansă societății de mâine, pentru că ei vor fi viitorul nostru. Acești oameni, acești copii vor deveni oamenii minunați de peste, să spunem, 10 ani. Vor fi sprijinul nostru. Ei vor crea, să sperăm noi, o altă societate. Ce simți? Acum au terminat clasa 3-a. Și ajungem la pozele de la sărbare. Ce simți în fiecare an când îți iei, să spunem așa, curajul? Cât un rămas bun de la fiecare an îmi iau, dar emoțiile sunt imense, mai ales că deja sunt foarte mulți viitori părinți care vor veni la clasa pregătitoare abia peste un an, care ne contactează, ne sună, vin să vadă cum ne facem treaba la școală, care este starea din sălile de clasă și parcă nu vine să cred că au trecut deja 4 ani alături de aceste steluțe grozave. La început nu ne cunoșteam, a fost un început mai timid, cu pandemie, cu online în clasa pregătitoare, atât de greu să sudăm grupul, veneau din medii diferite, din grădinițe diferite, poate nici n-au fost așa de mult pe la grădiniță și ne uităm astăzi la ei că sunt copii care au evoluat enorm, toți copiii. Fiecare am avut grijă să crească acolo pe abilitatea cu care Doamne i-a însestrat de mici. Noi am udat floarea pe care părintele ne-a dat-o,
Părinții sunt primii profesori ai copiilor și întotdeauna voi spune acest lucru. Vedem clar, în fiecare Teo vedem pe mami, în David o vedem pe mami și pe tati și pe tati și dincolo. Deci noi lucrăm cu ceea ce părinții ne dau, dar aici intervine pasiunea și dăruirea noastră de a avea timp, grijă, ca noi să descoperim fiecare tip de inteligență, fiecare măreția din fiecare copil. Am mai spus și mi se pare extraordinar de important să descoperim măreția din fiecare copil, că e artă, măreț în artă, că e măreț în educație muzicală, în construcții, în științe. Avem copii care sunt cu o cultură generală extraordinară la 90 ani, tot pentru că noi creăm astfel de contexte de viață prin invitații noștri, prin voi care veniți alături de noi și încercați să ne faceți cunoscuți pentru a fi exemple, dacă lumea consideră că putem fi exemple și își doresc să ducă în sala lor de clasă sau în școala lor astfel de momente pe care noi le creăm în alternativă. Mi-e greu la fiecare sfârșit de an școlar, anul acesta mai greu și nu vreau să mă gândesc cum va fi în iunie anul următor. Dar până atunci mai avem un an foarte interesant, provocator, în forță. Este anul care va încununa succesul dobândit în cei 4 ani. Este cireașa de pe tort, am putea spune, clasa 4-a. Deloc ușoară, dar extrem de interesantă, pentru că vine cu geografie, vine cu istorie. Noi suntem cum? Pregătiți? Da. Pregătiți. Pregătiți să facem față cu brio și acelui an. Sunt foarte multe emoții, dar aș vrea să vă spun că sunt extrem de mândră de copiii mei din clasa 8-a, că și ei sunt tot ai noștri, care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională și nu mă refer neapărat la nota 10. Mă refer la copiii care au trecut prin emoții și au făcut eforturi individuale extrem de mari. Eu știu, pentru că mențin o relație foarte strânsă cu ei. Avem un grup de WhatsApp pe care scriem și ne mărturisim griji, bucurii, chiar dacă ei sunt în clasa 8-a. Pentru că step by step este o familie. Nu uităm niciodată unii de ceilalți și ne întoarcem mereu la rădăcini. Nu vrea să ne vorbească de suflet. Nu vrea nici cum, dar o prinde într-o dimineață, stați liniștiți. Îl ducem într-o poveste, sufletul. O să o rog să scrie, o să-i lansez o provocare la finalea. Exact. O să-mi spună nodământul și o să vreau nu mai mult, nu mai puțin decât 10 pagini a 4. Da. Atât. Despre până cine e Ramona? Da, nu, trebuie să o convingem cumva să ne arate care e secretul, pentru că cu siguranță există un secret. O să-l descoperim împreună, dragii mei telespectatori. Băneasă Fiuța scrie: felicitări, doamna învățătoare Ramona, scrie mama lui David. Cu un asemenea dascăl, viitorul sună bine. Jos pălăria, doamnă, și pentru dumneavoastră, părinții, pentru că v-ați aliniat așa, în linie dreaptă, lângă această femeie minunată, pentru acești îngeri de copii, pentru că ei sunt atât de binecuvântați și sunt îngeri fără aripi. Când vor ajunge să plătească prima factură, deja vor înțelege că visul lor s-a spulberat, dar lor le va fi mai ușor. Valeria Zercula ne spune bună dimineața și bunicul spune așa: felicitări, doamne învățător Ramona, felicitări tuturor copiilor din clasa Steluțelor și pune bunicul o inimioară și o îmbrățișare. Da, mulțumim. Delia Pogan ne scrie: mult succes în continuare, un om valoros. Așa e, dragii mei. Mă bucur că sunteți de acord cu mine. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care ni le trimiteți. Eu voi rămâne cumva aproape de Ramona. Vreau să o văd la anul. O să mă duc personal la mai avem la 10 eveniment, minute, dar vreau să vă mai spun că așa cum am spus, este 5 momente importante atunci când pornim un subiect. Ne-am gândit prima dată, deci în expozițiune, ca și moment ale subiectului, am gândit modul în care o să fie construit acest proiect. Ca și intrigă, i-am ajutat pe copii după ce și-au creat spațiul acela în care am extras cartonașele. Deci în partea de intrigă ne-am gândit cum pornim și despre ce putem scrie. I-am provocat să se gândească fiecare ce stăpânește cel mai bine să poată să scrie. Desfășurarea acțiunii, evident, s-a întâmplat în cele 6 luni în care s-a scris cartea. Punctul culminant a fost întâlnirea sfârșitului de an, lansarea de carte,
Iar deznodământul mi-aș dori să fie o carte mare a steluțelor în care să strângem toate aceste povești și să le publicăm cu adevărat pentru a ajunge în casele tuturor copiilor sau măcar în biblioteca, nu știu, locală, județeană. Deci căutăm oameni de bine care să ne ajute să publicăm această carte mare, Stele pentru Stele. Da, Stele pentru Stele. Stele pentru Stele, dragii mei. Și avem, da, imagini din întâlnirea pe care am avut-o la sfârșit de an școlar. Vedeți copii fericiți că își lansează prima carte. Aș vrea să vedeți pozele, momentul, cum stau ei, cât de relaxați, cât de bine înfipți în pământ sunt ei când își prezintă. O avem pe Teodora, care și-a prezentat cartea Visul și care... A fost, aici este invitatul de clasa 8-a, Beatriz Spaniol, care a fost alături de noi și ne-a citit poezia scrisă de ea în clasa 3-a, că și a scris. Noi facem un experiment. Iulia, care este cititorul pasionat de la Biblioteca Județeană, care a obținut premiul, Radu, care este un șugubăț și un atent, a scris poveste de vară, foarte frumoasă. Echipa noastră, aici m-aș ridica în picioare și aș aplauda, că fără ei n-am putea face nimic. Îi aplaudăm, bunici, de la părinți, mic la mare. Mătuși. Sunt prețioși, valoroși. Alexia este un copil deosebit, cu părinți speciali care ne ajută iarăși. Pozele nu sunt extrem de reușite, să zic așa, pentru că lumea, să știți că la sărbătorile astea pe telefon a fost trup și suflet cu noi. Luana, iarăși un copil de succes, o artistă, are o grămadă de premii, este cea care scrie multe versuri. Bucurie, bucurie, vedeți? Că dacă ar fi să punem un titlu, întâlnirii a fost... Am dreptate că e cu bucurie. Da. Cu bucurie. Și aici pe David al nostru, care astăzi nu ne-a spus nicio glumă, dar el, da, știe să aducă glume, mai ales când simte că afară e ploios și că doamna poate mai e un pic mai bolnăvioară în anumite zile și ei îmi sunt alături. A primit Ramo un mesaj de încurajare de la Teo, eu l-am auzit. Da, deci aseară Teo i-a și trimis un mesaj mea. Vocal, dragii mei. În care? Foarte frumos mesajul. Mai avem mai puțin de 10 minute și nu vreau să mergem mai departe. Rosi, poți să lași pozele, să vedem zâmbete. Bucurie. Bucurie în sufletele acestor copii și acestor părinți și, bineînțeles, a Ramonei. Doamna și o vedem pe doamna Hașa. Isabela Am celebrat învățarea. E foarte important la sfârșit de an să nu trecem așa. Știu că toată lumea e atât de obosită să nu mai fac nimic, uite, pe cititoarea noastră cu premiu. Dar la final de an este celebrarea învățării, adică e un efort de 10 luni în care copii, părinți, așa celebrăm noi învățarea în toate felurile, ei sunt ai mei, ai noștri. Doamne, cât îi iubesc, sunt minunați. Ai mei și părmă și aduce aminte că au părinți. Au și părinți, dar da. Sunt luați acum. Să-i mei. Să-i mei, da. Pe scurt, așa că vreau să nu plecăm de la dale dimineții fără să-mi povestiți. Ce ai zis că vrei să te faci când ești mare? Polițist. Polițist. Deci, uite-te cât sunt de blondă. De ce vrei tu să te faci polițist? Pentru că este o muncă, chiar dacă este o muncă grea și te pune în mișcare, îmi place mereu să fiu atentă și mereu îmi place să fac sport. Și asta înseamnă că ca să prinzi un hoț, nu poți să stai la plajă sau nu poți să stai cu un suc în mână. Trebuie să alegi, trebuie să-ți dai seama după indicii, după amprente. Perspicace și foarte serios, da. Și ea este un copil foarte serios. Nu știu câte zâmbete ați văzut astăzi de la Teo. Nu prea. Păi pentru că este un om extrem de riguros, serios, performant, atentă la tot ceea ce se întâmplă. Râdem împreună când trebuie să râdem și suntem foarte serioși atunci când ne punem osul la treabă. Care e cea mai mare dorință ta? Aceasta. Nu ai altă dorință? Nu. Dar copiii își doresc altceva la 9 ani. Știu, dar asta e dorința mea. Ea a scris o carte deja, trece la alt nivel. David. Polițist sau profesor de matematică? Nu. Dar e sigur că vrei să fii celebru. Ce înțelegi tu prin a fi celebru? Păi să te cunoască toată lumea, poate să fii și popular pe la școală, umbli pe holuri, vin toate fetele după tine. Și... Asta e o... Deja se întâmplă. Și
Continuăm. Și să te placă toată lumea. Să te placă toată lumea. Păi dacă ești polițist, nu să te placă toată lumea. Dar dacă ești celebru. Un polițist celebru. Da, da, un polițist de mate. Celebru prinde hoți și infractori. Chiar dacă e celebru, acei infractori nu o să te iubească niciodată. Asta știu eu. Păi infractorii o să fie la închisoare. Nu o să poate să vorbească urât de el, că sunt închiși. Da. Dragii mei, curățăm societatea. Stați puțin, că avem ajutoare. Da. De ce profesor de matematică? Cum vezi tu că un om celebru, profesor de matematică, profesorii de matematică poartă ochelari cu rame groase, stau toată ziua închiși în cabinet, sunt foarte serioși și scriu formule pe tablă. Eu așa am văzut în filme. Tu cum vezi? Vezi lucrurile? Păi aș fi un profesor de mate blând, dacă cineva ar greșește, zice, mai încearcă, ai încredere în tine. Nu aș sta toată ziua în cabinet și nici nu avea rame din acelea groase. Mai subțiri și albastre, așa? Ca da. Da. Și i-aș lăsa pe elev un timp să învețe ce le învăță, înțeleagă. În timpul lor, în ritmul lor. Da, în ritm. Exact ce facem la STEP. Step by step. Timpul lor, încredere în sine, ritm, individualizare. Da, de unde ați învățat voi toate ideile astea? Doamna învățătoare, vă rugăm frumos, de unde, nu se poate, de unde, cum ați achiziționat voi aceste idei? Eu cred că nu le-ați visat. Nu le-am visat, doamna. Doamna ne ajută, ne mai zice sfaturi, ne mai dă sfaturi când avem nevoie. Dacă facem ceva greșit, ne mai cheamă la ea, așteptăm și ne ajută. Ne învață să avem răbdare, de tot ce avem nevoie, de tot ce are nevoie un școlar în clasa, din clasa 0 până în clasa 4. Mă puțin să se așeze, are ceva de spus. Păi. Băi, mi-aș dori să fiu polițist pentru că ne încurajează doamna mereu și cred că aș avea o țintă bună la pistoale pentru că joc foarte multe jocuri cu puști și profesori de mate pentru că am participat la olimpiade de matematică și joc. Trebuie să-ți pui locul 1 pe județ și locul 2 pe 5 județe. Da. Avem un campion în matematică. Așa. Da. Și cam atâta. Să știți că eu sunt născută mai de demult, dar nu, și eu am dar uitării, știi? Dar mai ce vreau. N-am uitat să-mi povestești ce înseamnă Roblox. Roblox este ca un fel de joc în care sunt mult mai multe jocuri și le poate face oricine. Ai și tu un omuleț al tău, poți să-l îmbraci cum vrei tu. E un joc de strategie? Nu, este un joc în care sunt mai multe jocuri. Da, bine. Noi nu știm. Noi suntem amândouă mai de demult. Și sunt stage-uri, adică nivele. Am înțeles. Sunt mai multe jocuri, unul cu nivelul, trebuie da. Să treci o cascadă, de exemplu, sau niște scări fără să cazi. Bine. Da. Deci, nu o să știm noi, că noi... Noi am de trecut, Super Mario, noi, dacă da, înțeleg. Noi le-am trecut podul fără să cădem la propriu, noi nu... Mai avem 2 minute. Care e povestea cu teatru? Rosie e foarte curioasă. Dar nu știu de unde păsărelele astea așa se plimbă prin oraș. Avem un proiect frumos pe care o să-l dezvoltăm în septembrie, alături de domnul Lungeanu. Suntem privilegiații care vor avea un spectacol în septembrie. Foarte multe detalii nu vă dau pentru că urmează să ne întâlnim să punem la cale acest proiect. De asta mă mir că deja se știe de el. Chiar ieri am vorbit la telefon și cu domnul Mihai, care a fost la noi la clasă și a văzut că sunt niște copii cu abilități extraordinare și a zis nu se poate, copii care să vorbească atât de frumos, atât de corect, să aibă atât de multe păreri asumate, să nu fie pe scenă. Și ei sunt pe scenă toată ziua la școală, dar o să-i ducem la teatru pe scena mare. Atât acum despre teatru. Am o dorință, dragii mei, ce ziceți? Eu mă mai înscriu odată la școală. Știi că am făcut jumătate de secol în buletin. M-am hotărât pe înscrieri la STEP peste noi. Un an. Da? Ca voluntari.
Mă gândesc. Cred că aș descoperi mult mai ușor care e adevărata mea pasiune și cred că aș reuși să uit orgoliu și răutatea și aș învăța ce înseamnă iertarea. Când aveți probleme, dacă nu aveți curaj să bateți în ușă, găsim un copac al inimii. Când dați avem probleme, un search pe Facebook, găsiți acolo tot ce aveți nevoie. Da. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi și mulțumim și școlii noastre care ne ajută și ne menegeriază, inspectoratului școlar care ne ajută iarăși în proiectele noastre și ne sunt aproape și nu spun nu, spun mereu un da și atunci noi suntem încurajați să facem lucruri mari mai departe. Oameni mici care fac lucruri mari, dar mai târziu vor fi oameni mari care vor face lucruri excelente. O salutăm pe doamna inspector general și o iubim, Maria Ștefănie. Toți. Eu sunt o dedicată. Voi încheia așa. Felicitări, doamna învățătoare Ramona, ne scrie Băneață Fiuța, iar sorca la Raluca, presupun că David o cunoaște, scrie un om valoros, implicat și frumos în tot ceea ce face. Băiatul doamnei. Mulțumim pentru interesul dat în perioada de step a lui David și succes în continuare. Mulțumim, doamna. Astea sunt, dragii mei, până la urmă cele mai importante premii. Impresii despre oamenii cu care am interacționat de-a lungul vieții. Eu vă mulțumesc. Și noi tare mult pentru deschidere și mentalitatea voastră așa de a aduce, de a scoate lumea în lume, că ți-am spus. Așa mi se pare, că aveți grijă să scoateți lumea în lume. Acum, nu orice lume. Geta, doamna director de la JOFM Hunedoara, Georgeta Angelica Tămuță, se uită la noi și ne spune felicitări. Mulțumim. E prietena mea de suflet, o iubesc, a fost și aici alături de mine la Dale Dimineții. Oameni minunați care fac lucrurile altfel, vreau eu să cred. Aici ne luăm la revedere. Aș mai vrea 50 de minute, aș mai vrea o viață de om lângă ei. Ei aș vrea alături de mine în fiecare dimineață. Nu se știe când continuăm, pentru că mai am încă 46 de poze pe care nu le-am folosit și o să rog pe Ramo în vacanța aceasta să mai vină într-o dimineață. Celebrând 30 de ani de alternativă, cred că o să fie nevoie să arătăm ce am făcut. Doamne ajută, până mâine dimineață. Doamne, e vineri. Luni să ne... Doamne, e vineri, s-a terminat săptămâna, da, rosii că... suntem liberi. Știi că azi este ziua omului dependent de muncă, deci da, tu poți să vii și mâine. Dragii mei, până luni dimineața, când ne revedem aici la Dale Dimineții, alături de Nicole Ebner, să vedem ce s-a mai întâmplat în viața de zi cu zi, pe stradă, o luăm la pas alături de Nicole, să vedem ce se mai întâmplă cu sufletele noastre. Poate dăm o raită și pe la horoscop. Și vedem. Așteptăm oameni care să ne ajute să publicăm cartea, neapărat, Stele pentru Stele. Cartea căutăm, comună. Căutăm. Așa aveți ocazia dacă îi ajutați să publice, să și citiți. Până luni dimineața, dragii mei, eu din toată inima mea și din tot sufletul meu, ăsta mic și pricăjit, eu vă urez să aveți un weekend minunat, un sfârșit de săptămână, așa cum îmi place mie să spun pe noi, pe limba noastră românească. Și să o luăm pas cu pas către o altă viață, o altă viață pe care nu o avem, pentru că o purtăm fiecare dintre noi în sufletele noastre. Pentru că eu știu că acolo în sufletele noastre suntem buni și suntem altfel. Am o singură rugăminte. Iubiți și în același timp și dăruiți. Atâta timp cât iubim și dăruim, cu siguranță asta vom primi înapoi. Până luni dimineața, eu vă spun simplu. Vă iubesc!